Încet, încet. Fă zgomot, că dacă se trezește, s-a dus cu visul ei de a avea un frățior, înțelegi? Auzi, iubitule, nu crezi că frățiorul poate să mai aștepte o seară, că eu după un spectacol așa greu sunt obosită și vreau să dorm? Nu, dar mi-ai promis o fantezie, nu, te rog. Ai dreptate. Acum e momentul. Îți propun acum o fantezie nouă. Noi doi... Da? Dormind buștea. Nu, asta nu-mi place. Asta nu-mi place, că nu, mie nu-mi sună fantezie, mie îmi sună o treabă normală pe care o facem când venim după ce avem un spectacol greu. Te rog frumos, nu? Uite, am eu o idee. Închide ochii. Fii atent. Închide ochii. Imaginează-ți, poți să-i deschizi. Vezi în fața ta o mare, un ocean. Suntem în plin ocean. Un iaht. Eu sunt capitanul. Capitanul, eu. Iar tu? Ești o naufragiată pe care eu o salvez și tu... Am mulțumesc! Îmi ești recunoscătoare. Bine. Atunci hai să fiu recunoscătoare. Repede să mergem să dormim. Nu. Uite, Irina. Irina? Cine e Irina? Stai, nu te gândi. Aoleo, Doamne ferește, Irina. Naufragiata Irina. Uite, asta ești. Draga mea, te rog frumos să-mi masezi și mie umerii de capitan. Umerii încordați, că am tras la timonă ca să te salvez. Păi, știi ce nu înțeleg eu? De ce trebuie să fim noi altcineva? De ce nu putem să fim noi? De ce trebuie să fii tu capitan? Dacă n-am cum să fiu eu, în primul rând că nu m-am inclus pe mine în fantezie, pe mine eu. Că eu nici măcar nu știu să not. Ce caut eu în mijlocul oceanului când eu nici măcar în cadă nu mă descurc. Bine. Hai, fie cum vrei tu. Deci... E bine așa, da? Capitane de iaht. Da, naufragiat. Vrei ceva de băut? Nu, de băut nu vreau. Dacă nu vreau, dar te vreau, cum e sete. Dar tu de ce nu dormi la ora asta? Da. Am ochii deschiși, uite. Păi văd că ai deschiși, dacă când dormi trebuie să ai închiși, de ce nu ai ochii deschiși? Da, vino aici la mami și spune-mi și de ce ai tu ochișorii roșii. Ia uite ce roșii. Am plâns că mi-a fost dor de voi. Ți-a fost dor de noi? Da. Am înțeles. Și nu te-ai putut opri din plâns? Nu mă pot opri din plâns ca păpușica mea când apăs pe buton. Păi da, și eu aș vrea să ai un buton, să apăs, să zic, pac, și fata mea să doarmă, dar asta e numai la păpușele. Da. Mami, atunci când plângi, mai bine te gândești la ceva care te face să râzi. Uite, spre exemplu, te gândești la tati. La tati. Care este îmbrăcat în rochița păpușii tale și spune o poveste. Asta a dat fantezie, mulțumesc, da. Tati în rochița păpușii. Te-a făcut să râzi? Da. Da, foarte bine, foarte bine. Uite, acum treci imediat la culcare, că mâine este ziua ta, nu vreau să ai ochii roșii. Eu nu vreau să dorm nici să mă dezbrac de rochia mea. Păi văd că te-ai culcat cu rochița, de ce? Nu, trebuie să te schimbe, mami, de rochiță, să te ducă la culcare. Mami, du-o la culcare, că trebuie să... Da. De ce nu vrei tu să ne culcăm? Da, hai, mergi la culcare. Da. Culc-o singură, pentru că... Mami, de ce nu vrei să mergem la culcare? Acum trebuie să spui, pentru că trebuie să repetați. Pentru că vreau să repetați cântecelul meu preferat. Aoleu, ia, adică vrei să-l cântăm din nou? Da. Hai mă, tati, că l-am cântat de 10 ore astăzi și de 2 ori la telefon. De ce să mai cântăm și hai, mai cântăm o dată și scăpăm, gata. Dar de ce? Ca să nu mă faceți de râs mâine. Hai! Da, bine, să hai. Facem de râs, bine, normal, hai, ok. Ba de pălărie nouă și... Stai, întâi mama începe. Mama, începe tu, că... Ba de pălărie nouă, la. Tu e prea repede. Așa-i, pare. Ba de pălărie nouă, la. Tu mi-ai frânt inima în două, la. Tu mi-ai frânt-o, tu mi-o coasă, cu fir roșu de mătasă, la.
Tu mi-ai rupt tot meu coasă cu fir roșu de mătasă. La 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 la. Să mă să sun pe Moș Crăciun sau să-i dai un mesaj, să-i zici că am 4 ani jumate. Da. Se poate, mă. Da. Are cadouri pe dimensiuni de vârstă, e normal. Da. Numai că pe Moș Crăciun o să-l sune tati, că el vorbește cu personajele astea ca Moș Crăciun și poate, cine știe, Moș Crăciun o aduce și pe Irina de Crăciun. De Crăciun. Bun, o să vorbesc imediat ce terminăm de cântat. Da. 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 Bun. Cine începe? Acum, tu îmi zici că trebuie să cânt eu în așa fel încât să-l iubesc pe tati. Trebuie să cânt să-l iubești pe Badea. Pe Badea? Da. Dar eu îl cunosc pe Badea ăsta ca să-l iubesc? Păi Badea e tati. Oh. Ah, Badea e tati. Atunci, hai să cântăm. E ca la serviciu, știi, că jucăm amândoi, da. Hai să-i cântăm, hai să-i cântăm amândouă lui tati, așa, ca și când îl iubim, da? Da. Încep tu sau încep eu? Tu. Dacă să fie mai frumos, da. Ia ridică-te tu, doar pe canapea în picioare. Ia, ca să fie frumos. Da, ora deci, amândouă, da? 2, 3 și... Ba de pălărie nouă la 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 la... Cu șambiri, pardon, mama. E cu șambiri. Așa. Ba de pălărie nouă, șambiri, diri, dira. Tu mi-ai rupt inima-n două, șambiri, diri, dira. Tu mi-ai rupt totul meu coase cu fir roșu de mătase. Șambiri, șambiri, diram, șambiri, diri, diram. Bravo. Tu mi-ai rupt totul meu coase cu fir roșu de mătase. Șambiri, șambiri, diram, șambiri, diri, diram. Da, da, da. Și acum vine Badea. Vine Badea și încă cu vocea aia lui puternică de... Aoleu, asta e cu coreografie, doamne, ce-am făcut. Poate ajungem la... Dar stai puțin, de unde îl cunoaște mama pe Badea ăsta? Păi tati e Badea. Tati e Badea, da. Și atunci tati de unde o cunoaște pe mami? Că mama e fată de la țară. Da, mă. Are dreptate, copilul. Hai, Bade, ia-mă în brațe. Bade, prietă. Așa. E bine așa? Da. E cam strâmb. E cam strâmb. E cam strâmb. Atunci cum? Nu așa. Cred că așa. Ia stai jos. Ia stai jos, mamă. Așa e bine? Da. Foarte frumos, da. Așa. Și acum, dacă Bada a luat-o în brațe pe mama, nu ar trebui să-i cânți tu? Da. Păi hai să te vedem cum cânți. Badea pălării. E ăla cu Badea, cu om de omenie. Badea e om de omenie, șam diri diri diram. Dar în jocuri nu prea știe, șam diri diri diram. Eu îl învăț de nu mai pot, dar el uită, uită tot. Șam diri, șam diri diram, șam diri diri diram. Eu îl învăț de nu mai pot, dar el uită, uită tot. Șam diri, șam diri diram, șam diri diri diram. Bravo! Mama, eu sunt încântat. Da. De faptul că ne-am refăcut repertoriu pentru mâine, de ziua ei. Da, dar e timpul să... Da. E timpul să dormi. Se vedea acolo în televizor că tu ești acolo și tata e aici. Da, numai că... Da. Mai avem puțin din text, tata. Acum e timpul să dormi, iar mama îl ia pe puiul talentat în brațe și îl duce la culcare. Da, mama, lasă că știi și să ducă la culcare. Uite la culcare? Da. Uite la culcare... Dacă uite la culcare, eu ce fac? Nu o frăgie singur? Încearcă
să ador Irina, încearcă să o adormă repede pe fetiță și poate. Nu e normal, pentru că Irina în fantezia mea n-are fetiță. Doamne, ce mă fac? Ce mă fac? Poate mai târziu să aibă fetiță. Păi s-a dus fantezia. Oh, Doamne. Hai să mergem la cântare. Aplaudăm că la teamă.